seara și bine am găsit la un nou episod din Experimental Sunday. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu, și astăzi vom vorbi despre refractometre. Cu ceva timp am scris un articol pe blogul Bardom despre homemade-uri și am explicat acolo câteva lucruri pe care le puteți face pentru a avea niște homemade-uri de calitate. Unul dintre aceste lucruri a fost faptul că de fiecare dată trebuie să vă verificați batch-ul pentru a avea constanță în prepararea produselor. Adică produsul pe care îl fac azi să fie la fel cu produsul pe care îl fac mâine, să fie la fel cu produsul pe care îl fac peste 3 luni. Și pentru a realiza acest lucru, trebuie să-l măsor cumva. Și astăzi avem un prim hint, avem refractometrul, un instrument cu care putem să verificăm mai multe lucruri. De fapt, sunt mai multe instrumente care intră sub aceeași umbrelă. Aici am două tipuri de refractometre. Unul este pentru măsurarea indicelui Brix și unul este pentru măsurarea alcoolemiei dintr-o soluție. Asta înseamnă că avem doi indici pe care putem să-i măsurăm atunci când creăm niște homemade-uri. Așa arată un refractometru. Practic este compus din două părți. Avem partea asta, vizorul, și partea asta unde analizăm monstra respectivă. Practic ne folosim de aceste mici pipete pentru a pune câteva picături din soluția respectivă. Iar mai departe, prin acest vizor, vom putea vedea exact indicele indicat de acesta. Acesta este un refractometru Brix, adică măsoară cantitatea de zahăr dintr-o soluție. O unitate Brix înseamnă 1 gram de zahăr în 100 de mililitri de soluție. La ce ne ajută asta? Păi este foarte simplu. Dacă facem un sirop homemade, să vedem exact cât zahăr avem înăuntru, pentru că sunt anumiți parametri în care trebuie să se încadreze un sirop. Deci, practic, în bar facem totul ca la carte și nu improvizăm. Adică sunt de acord cu improvizațiile atât timp cât ele se încadrează undeva. Și o să facem și o mică probă, să vedem exact cum se măsoară zahărul dintr-o soluție. Am aici niște sirop, caramel sărat de la Monin, și o să vedem împreună cât zahăr are. Dar înainte de asta, o să avem nevoie să calibrăm acest refractometru. Aici avem niște apă care este la temperatura camerei spre cald. O să punem niște apă. Și este de ajuns câteva picături. Punem gemulețul și ne uităm. Va trebui să-mi dau ochelarii jos. Și ne uităm spre o sursă de lumină. Ok, nu trebuie decât să-l mai ajustez ușor și este gata. O să șterg aici lamela și o să încerc același lucru cu siropul caramel sărat de la Morim. Da? Folosesc altă pipetă. Și v-am zis, este suficient doar câteva picături. Așa, îl întindem pe toată suprafața și ne uităm iară. Voi nu o să puteți vedea ce văd eu pe aici, pentru că este foarte greu să filmez, dar o să vă fac o imagine reprezentativă și, ca o idee, aveți un grafic albastru care pornește de la 0 la 80. Asta este cel mai mare pe care mi-am luat. Sunt mai multe tipuri de refractometre Brix. Iar pentru că am vrut să prind o gamă largă de băuturi să pot să le măsor, iar acesta s-a oprit la 65. Dar, practic, acest ecran albastru pe care eu îl văd aici se
are un fascicul alb, așa, practic, din albastru se face alb. Cu cât sunt mai multe grade Brix, cu atât se face imaginea de jos mai albă. Practic, ecranul meu este împărțit în două culori, albastru și alb. Partea albă s-a oprit exact la 65. Asta înseamnă că siropul Bonin caramel sărat are 65 de grade Brix. Asta înseamnă 65 de grade zahăr în 100 de mililitri de soluție. Al doilea tip de refractometru este un refractometru care calculează alcoolemia dintr-o soluție, iar aici, drept repere, am acest coniac foarte, foarte interesant de la Pierre Ferrand, 10 generații. Foarte mișto, mie îmi place foarte mult și cu ocazia asta, haideți să vedem ce alcoolemie are, da? În caz de față ne putem verifica, pentru că scrie și pe etichetă, dar dacă ne vedem vreodată undeva și am refractometrele la mine și vreți să le verificați, cu cea mai mare plăcere. Îmi dau iarăși ochelarii jos și iarăși trebuie calibrat, da? Exact aceeași chestie. Ăsta merge de la 20% alcoolemie până la 75%. Ștergem bine, bine pelicula și punem o picătură de coniac. Iarăși întindem bine, bine coniacul pe toată lamela. Iar coniacul are 50% ABV, da? Alcohol by volume. Aici a fost foarte simplu pentru că pot să mă verific sau pot să iau legătura cu producătorul, dar recomand când faceți un homemade și vreți să-l verificați, prima oară calibrați refractometrul cu apă, după care faceți o testare cu un lichid în care puteți fi sigur că este rezultatul corect, iar după aceea folosiți-l mai departe la homemade-urile voastre. Un alt tip de reglaj pe care puteți să-l faceți unui refractometru atunci când este dat peste cap este să umblați în partea asta de sus aici. Practic are un mic locușor unde intră acest device. Este ca o mini-mini șurubelniță și dați ușor stânga sau dreapta. Practic de aici faceți mai degrabă un reglaj mai mult decât o calibrare. Practic vreți să vedeți cât de bine se vede, se poate citi unitatea de măsură. Iar aici puteți să-l calibrați de tot sau chiar să-l resetați. Da, dar asta în cazul în care este dat peste cap foarte, foarte puternic. În caz de față, ale mele sunt ok pentru că mă uit la ele constant și atunci nu am niciun fel de problemă la ele. Refractometrele se pot găsi și la noi și în afară. Ca și preț nu sunt nici ieftine, nici scumpe. Eu le consider o investiție bună, mai ales dacă faceți o carieră din asta. Dacă vreți să lucrați în spatele barului de la 9 la 5, după care să vă apucați de alte chestii, nu este nicio problemă, nu este musai să investiți în așa ceva. Dar dacă vă faceți mixuri sau mai ales dacă vă pregătiți pentru concursuri și trebuie să oferiți o rețetă stabilă pentru un homemade, care poate mai departe va fi reprodusă de, nu știu, alți colegi din jurul lumii, atunci recomand să vă luați așa ceva. Asta a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut episodul de azi. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre refractometre și modul lor cum funcționează, puteți să-mi dați un mesaj privat pe pagina de Facebook sau să lăsați un comentariu la acest video. Așadar, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!